suntem de la Edit Media și oferim serviciul flori pentru tine. Doamna Galina a venit la dumneavoastră pentru că știm că astăzi sărbătoriți ziua de naștere și cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Cineva care vă stimează foarte mult și vă urează mulți, mulți ani înainte și succese, bucurii. Aceste flori sunt pentru dumneavoastră. O cutie cu bomboane și o șampanie este pentru dumneavoastră și pentru toți invitații care astăzi vă sunt alături. Și acum noi dăm citire mesajului de felicitare care l-am primit pentru dumneavoastră, dar vrem să vă întrebăm intuiția ce vă spune, din partea cui poate fi surpriza. Mă scuzați, dar nu știu, parcă noi ca atare ieri am avut niște momente nu chiar plăcute și nu știu, am niște prieteni, niște hotare, și, dar nu cred, nu știu, poate vecina Rai, altcineva și vecina Rai, cred că, da? Îngășit? Mai întâi vreau să mulțumesc, chiar de la început, că asta e o surpriză tare plăcută și tare frumoasă. Adânci mulțumiri și deci mari mulțumiri, nu adânci, dar și adânci și mari. Și doresc la tot sănătate și bucurie, fericire la toți, bunăstare, pașe și Dumnezeu să ne păzească. Galina, până a dat citire mesajului, ne mai spuneți mai multe despre dumneavoastră. Ce vă face fericită? Ca tare la moment, eu mă socot mine fericit. Toate că 20 de ani eu sunt fără de pereche. Am o fiică care o iubesc tare mult, doi nepoți frumoși și mă înconjoară prieteni adevărați și am avut un lucru iubit care și acum îl iubesc. Contabil, am fost contabil și acum pânceșinc tot mai puțin, dar tot una cu asta mă ocup. Lucrul ne-a iubit, viața ne-a fost bună. Am avut și greutăți în viața mea, dar cu ajutor la prieteni, toate le-am înconjurat. Vă dăm citire mesajului. Scumpa noastră, azi de ziua ta, te felicităm cu un buchet de cuvinte frumoase. Din suflet îți urăm o zi plină de fericire, liniște și momente de neuitat. Să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă, multă sănătate. Cu noi puteri să urci o nouă treaptă a vieții tale. Noi îți dorim ca să ajungi a suta primăvară și când te vei uita înapoi pe treptele urcate, să nu vezi urme de noroi, ci doar curate fapte, care să-ți bucure inima. Tot ce-i în jur și e frumos, păstrează în amintire, iar noi din suflet îți dorim mulți ani, noroc și fericire. Cu mult respect, acest mesaj este semnat de persoane care într-adevăr vă stimează și țin la dumneavoastră și deseori vă sunt alături și probabil vă cunosc foarte bine pentru că și astăzi sunt aici la ziua dumneavoastră. Mulțumesc! Aia cred că. Și mătușa mea, da? Mătușa mea? Această surpriză este semnată chiar de ruda dumneavoastră, Alexandra Săcăluș, și de vecina Raisa, care vă cuprind, vă stimează mult și vă urează tot binele din lumea. Mulțumesc mult și eu am prețuit în viața mea tare mult prietenie, oameni cinstiți, devotați și m-am conjurat așa oameni și pot să mai spun, n-am prețuit eu fudulia și banul cum îl prețuiesc, fără de bani nu ne putem mai departe duși. Invidia n-am prețuit și prietenia întotdeauna am prețuit-o. Am avut noroc de vecini buni, care întotdeauna sar la nevoi și ne ajutăm unul pe altul. Și prietenii care m-au înconjurat, tot au fost prieteni buni, adevărați, care întotdeauna, când din nevoie, că din nevoie, dar am avut cu își deschide sufletul întotdeauna. Și altceva n-am și adăugat, parcă și doresc la toți. Îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru cadou făcut și surpriza. Și doresc la toată lumea, numai cât sănătate și fericire. Și care sunt bolnavi și care sunt știutari,
Eu am prețuit, v-am spus că familia unită, care tare mulți acum sunt plecați peste hotare și eu retrăiesc pentru dânsi de atâta copiii să aici și de părinți acolo și doresc cu mania să lângă mine, nu tare de departe, așa redoresc la toți, că am prieteni și peste hotare și tot suferi, că nu-i mulțumesc mult, mulțumesc. Și doresc la toți pace și la și care suferi, care sunt bolnavi și copii mititei, numai decât să le ajute Domnul pe toți. Magdalena, vă spunem și noi mulți, mulți ani înainte și să fiți mereu înconjurată de oameni frumoși la chip și suflet, precum astăzi. Eu și să-ți doresc ca vecinul, ca prieten, ca primul ajutor care faci toată vremea. Te rog din suflet să nu-ți supri cândva și fac greșem. Îți doresc mult, mult sănătate, fericire, iubire. De nou Dumnezeu să te păzească, să te ocrotească de toate greutățile. Mulți ani. Sunt dușmani și bani în pungă și pe multă viață să ajungă. Mulțumesc, dragică, mulțumesc. Încă o dată vă mulțumesc la toți și la echipa de filmare tot mari mulțumiri. Nu știu ce să mai adaug. Când 2004 am cumpărat apartament și am venit aici, vă spun cinstit, am văzut așa o doamnă bine aranjată, frumoasă. Și când m-am uitat în prejur, zic că ei cred că nu mai așa am noroc eu de vecini, că am văzut că e preț, cunoște că e o femeie jos pălărie. Și pe urmă am făcut cunoștință cu dânsa și încet, încet ne-am prietenit și am dacă nu beau dimineața cafea cu dânsa, nu mai pot. Și cred că te face bunătatea, are un suflet foarte bun, îi săritoare la ajutor, dă sfaturi bune dacă dintr-o parte vede ce ne greșește și cum greșește. Și mi-a spus și îi place, nu-i place și eu de mă stăru în continuare să-i fac plăcere atâta vreme ca să nu rupem. Și răbdarea, bunătatea omului te faci ca să te împrietinești mai mult, să mergi mai adânc cu dâns. Și aia, ca și de, îi dorim sănătate și îți mulțumită că avem vecini bune. Mai este și Aleona, vecină tare bună. E nepoata mea și am crescut-o de mititică și o știu. Tare gine. Prețuiesc, are un suflet bun, e blândă, săritoare la ajutor. Și tot ce le pune. Mulțumesc mult ție, mai ajutați și eu studentă. Și să devin și am devenit, că am avut un lucru care l-am iubit și îl iubesc și în ziua de azi. Încă o dată mă închin și vă mulțumesc din suflet. Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa, anul care va veni, tot frumos îl voi trăi. Astăzi este ziua mea, mâine mă despart de ea, uite un an am mai trecut, ce frumos l-am petrecut. Să rămân așa cum sunt, că în rest le am pe toate, ce-aș putea dori mai mult. Azi e ziua mea iubite, azi pe lume m-am născut, cine și-a adus aminte, mulțumesc atât de mult. Astăzi este ziua mea, voi cânta și voi dansa,